Faptul că pământul se mișcă nu ar trebui să mai fie un mister pentru nimeni. Doar că puțini dintre noi știu că fără mișcarea pământului în jurul propriei axe, nu ar exista viață. Rotația pământului determină succesiunea firească a zilelor și a nopților, modificarea orei pe glob și chiar forma pământului, turtit la poli și bombat la ecuator. Viteza de rotație este constantă, 1670 de km pe oră. Mișcarea se produce de la vest la est în 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde. Datorită formei sferice a Pământului, acesta nu poate fi luminat pe toată suprafața sa în același timp. În cursul mișcării de rotație, Pământul expune pe rând spre Soare câte o parte din suprafața sa. În partea luminată a Pământului, aflată spre Soare, este zi, iar pe cea opusă, aflată în întuneric, este noapte. Durata dintre cele două intervale este permanent egală la ecuator, 12 ore. Datorită mișcării de rotație, temperatura aerului se modifică în cele 24 de ore. Astfel, în timpul zilei, suprafața Pământului se încălzește, iar în timpul nopții se răcește. Pământul realizează două tipuri de mișcare. Se rotește în jurul axei sale și în același timp se rotește în jurul Soarelui. Mișcarea Pământului în jurul axei sale se numește mișcare de rotație, iar mișcarea în jurul Soarelui este cunoscută drept mișcare de revoluție. Pentru a parcurge o orbită completă în jurul Soarelui, Pământul are nevoie de 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 9 secunde. Acesta este anul sideral. Anul calendaristic are însă de regulă 365 de zile. Aceste ore în plus față de anul calendaristic nu pot fi neglijate. De aceea s-a stabilit ca la fiecare 4 ani, în luna februarie, să se adauge o zi rezultată din adunarea acelor ore. În acest al patrulea an, numit bisect, luna februarie are 29 de zile în loc de 28. Bi duce la formarea anotimpurilor, inegalitatea zilelor și a nopților pe parcursul unui an, încălzirea inegală a pământului într-un an și formarea zonelor de căldură și frig. Așadar, rotația pământului este complexă și foarte utilă. Prin urmare, dacă acum pământul s-ar opri aproape complet, consecințele ar fi devastatoare. Așadar, rotația Pământului este complexă și foarte utilă. Prin urmare, dacă acum Pământul s-ar opri aproape complet, consecințele ar fi devastatoare, de la schimbarea completă a curenților de aer până la dispariția totală a vieții pe Pământ. Să ne imaginăm că brusc Pământul nu s-ar mai roti, iar lumea ar trebui să se adapteze la noile condiții. Ar fi acesta oare sfârșitul lumii? Iată ce s-ar întâmpla. Toate obiectele ar zbura spre est cu o viteză foarte mare. Deși planeta se rotește, noi nu percepem această mișcare. Însă dacă ar fi ca ea să se oprească, absolut toate lucrurile de pe suprafața planetei, cu excepția celor de la poli, ar deveni obiecte zburătoare. Ne-am desprinde de suprafața terestră cu o viteză de aproximativ 1700 de km pe oră și am zbura în sensul de rotație al Pământului. Sfârșitul lumii ar putea veni și sub forma unor valuri imense. Oprirea bruscă ar face ca apa din oceane și mări să se miște, formând valuri uriașe.
aceste cantități de apă s-ar deplasa înspre est, măturând totul în cale. Dacă pământul s-ar opri din rotație, vânturi cu viteze inimaginabile ar mătura pământul. Am avea vânturi de peste 1000 de kilometri pe oră, care fără îndoială ar mătura întregul pământ, asemeni bombelor atomice. Mai mult, vântul ar produce eroziune ale suprafeței pământului, care ar devasta planeta. Toată apa de pe planetă s-ar grupa în două oceane. În prezent, apa se adună la ecuator din cauza forței centrifuge. O oprire bruscă a pământului ar face ca uscatul și oceanele să se redistribuie. Astfel, s-ar forma două mari oceane la cei doi poli. În consecință, în lipsa apei, la ecuator ar apărea o nouă masă de pământ. Aceasta ar forma un continent gigantic, dispus de jur împrejurul planetei. Erupții vulcanice și cutremure. Imensa energie cinetică a Pământului, precum și forța inerției, ar afecta și nucleul planetei. Rezultatul este previzibil. S-ar forma uragane de o forță inimaginabilă, erupții vulcanice și cutremure. O emisferă fierbinte și una înghețată. Dacă Pământul s-ar opri brusc, o jumătate din planetă ar rămâne îndreptată spre Soare. Aici, temperaturile ar fi extrem de ridicate și nu ar fi niciodată noapte. Cea de-a doua emisferă ar deveni un tărâm mereu înghețat și învăluit în beznă. Câmpul magnetic al planetei ar dispărea. Dacă ar exista vreo specie care să supraviețuiască tuturor calamităților prezentate mai înainte, probabil că nimic n-ar rezista dispariției câmpului magnetic. Câmpul magnetic există în special datorită stratului extern al nucleului, care conține în mare parte fier, și rotației Pământului în jurul propriei axe. Dacă această rotație n-ar mai exista, și câmpul magnetic ar dispărea. Câmpul magnetic ne protejează de vânturile solare și de radiații. Neoprite, aceste particule ar ucide toate organismele vii, cauzând sfârșitul lumii. Luna ar cădea pe pământ. Profesorul Vaughan Pratt, de la Universitatea Stanford, este de părere că Luna și-ar încetini și ea mișcarea, iar la final s-ar opri. Apoi, distanța dintre Lună și Pământ s-ar reduce gradual. În câteva milioane de ani, ea ar intra în coliziune cu Terra. Deși pare de domeniul science fiction, scenariul de mai sus nu este cu totul imposibil. Dar ca să se întâmple așa ceva și Terra să stea în loc, ar fi nevoie de o ciocnire spectaculoasă într-un anume unghi, ciocnire care ar avea efecte directe mult mai dezastroase decât cele prezentate în material. După acest scenariu apocaliptic, ajungem la o singură concluzie. Pe planeta Pământ există mulți factori foarte bine armonizați într-un acord fin pentru a favoriza existența vieții pe Pământ, inclusiv poziția corespunzătoare a Soarelui, a planetelor și parametrii secundari, precum echilibrul energiei, luminii și condiției fizice a apei. Pământul constituie locul unic pentru existența organismelor din întreg universul. Universul nostru este fascinant. Planeta Pământ pare să fie unică.